Bine v-am regăsit acasă la dumneavoastră de această dată. Suntem între Scriptură și Ziar, dar într-o cu tot o altă locație, în studiourile din Chicago, Credo TV. Îl avem ca invitat special în această zi pe pastorul Cristian Ionescu. Bine ați venit acasă la dumneavoastră! Mă bucur să fim și acasă, dar și acasă la dumneavoastră în cadrul emisiunii între Scriptură și Ziar. Mulțumesc chiar zilele acestea, am avut părtășie binecuvântată, am avut dialoguri ziditoare și chiar m-am simțit ca între prieteni și ca acasă. Suntem cu zâmbetul pe buze din mai multe motive. Suntem cu zâmbetul pe buze că suntem copiii Domnului, că suntem mântuiți, dar nu numai. Suntem cu zâmbetul pe buze pentru că degustăm din victoria Domnului în cazul Bodnariu. Am rămas cumva cu o datorie față de Prietenii noștri, Credo TV, după ce la ultima emisiune pe care am făcut-o împreună eram exact pe vârfurile conflictului, într-un moment extrem, extrem de dificil în cazul Bodnariu. Puteți reaminti și puteți relua cam ce se întâmpla atunci când era ultimele luni în lupta pentru familia aceasta? Eram într-o perioadă a Protestelor care aveau loc în toată lumea, peste tot unde erau comunități evanghelice semnificative. Uh, anticipam o perioadă de pregătire pentru o zi de protest global, în 16 aprilie, April. și, uh, bineînțeles, uh, ne gândeam cu uh, multă neliniște la procesul care avea să se desfășoare la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, uh, un moment crucial în desfășurarea cazului Bodnariu, pentru că dacă se trecea de momentul acela, fără ca familia să fie reunită, s-ar fi intrat în procedurile uh, judecătorești, în sistemul judiciar și am fi vorbit cu toate demersurile indiferent de care ar fi fost deciziile inițiale cealaltă parte ar fi fost contestatară, poate în jur de doi ani. Cu riscul ca după acei doi ani, protecția copilului din Norvegia, chiar dacă o decizie ar fi fost nefavorabilă lor să continue să țină copiii pe motivul că reîntoarcerea lor în familia Podnariu ar fi însemnat o traumă pe care ei considerau că nu o pot depăși. Deci a fost perioada martie, începutului aprilie. Puteți să rezuma succesiunea de evenimente. După aceea lucrurile s-au accelerat și am vrea Tocmai pentru că dorim să învățăm toate lecțiile posibile din această, din această istorie, aș vrea să rememorați pentru uh, prietenii noștri care au fost etapele principale și ce evenimente esențiale s-au întâmplat până la eliberarea copiilor și dăruirea lor înapoi în sânul familiei. Uh, bineînțeles, la exterior. Totul a arătat ca o mașină funcțională, bine controlată și condusă. În spatele acestui acestei structuri, am zice noi, bine puse la punct, a fost un pic de haos, pentru că. Aveam de-a face tot timpul cu reacții, cu demersuri ale barnevernetului, cu reacții media, și n-a fost ușor să gândim o strategie. Asta este unul din motivele pentru care, atunci când un cetățean, pentru că, indiferent de faptul că noi am fost cu zecile de mii în stradă, până la urmă a fost lupta unei familii și a cetățeanului obișnuit. Cu structura sistem. și sistemul de guvernământ. Uh -huh. Un cetățean nu se poate duce la război împotriva guvernului pentru dreptatea lui în baza unui sistem prestabilit, a unei strategii bine puse la punct. Uh -huh. În primul rând nu are logistica, nu are instituția, nu are fondurile, nu are resursele, nu are, -are ce-i trebuie. Uh, și singurul lucru pe care îl are cetățeanul în cazul Bonariu este dreptatea. Dreptatea de e de, de partea lui. lui. Ei, pentru ca dreptatea aceasta să iasă la suprafață și să fie biruitoare, aici trebuie să fac o paranteză și să dăm tot creditul și toată slava lui Dumnezeu, pentru că în lipsa noastră de expertiză, în lipsa noastră de competență, în uneori lipsa noastră de resurse, de idei și mm -hmm. de strategii, Dumnezeu este Cel care a compensat totul de la zero la maxim. Dar odată ce nu-l scoatem pe Dumnezeu din ecuație, ci îl introducem pe Dumnezeu în ecuație acolo unde merită să fie, ca biruitor, trebuie să vorbim puțin și de ceea ce facem noi ca oameni. Pentru că Dumnezeu lucrează prin noi și ne dă minte, ne dă înțelepciune, ne dă idei, ne dă Sigur. un mod de gândire. Ceea ce noi am făcut pas cu pas este să urmărim reacțiile guvernului norvegian. Pentru că norvegienii ne-au spus unde doare. Noi am făcut din toate câte ceva. Uh -huh. Am ieșit pe micile ecrane, s-au făcut emisiuni la televizor, la radio, interviuri, articole, bloguri, uh, am, făcut, am mers la proteste în stradă, uh, tot felul uh -huh. de lucruri. Și am așteptat să vedem ce îi supără. Uh -huh. Imediat am aflat, pentru că le reproșau familiei Bodnariu. Da, da, da. Uh, ieșau și reacționau la acele cuvinte care îi deranjau cel mai mult. Cuvintele cheie, se apărau în media <coughs> și uh, se apărau de ceea ce îi deranja. Și atunci ei ne spuneau, aici, loviți-ne. Și bineînțeles că noi am făcut-o uh, în mod consecvent, uh, timp de câteva luni de zile, dar un lucru care cred că trebuie uh, luat în considerare și este absolut esențial. O luptă pentru drepturile. Și aici eu cred că putem să restrângem subiectul la drepturile religioase. O luptă pe care o vedem în viitorul apropiat, întețindu-se. O asemenea luptă trebuie dusă pe toate planurile. Nu putem să scoatem rugăciunea și postul din această bătălie, pentru că sunt armele esențiale ale credinciosului și de aceea am anunțat zile de post, săptămâni de post speciale uh, și s-a făcut lucrul ăsta de câteva ori în timpul cazului Bodnariu. Dar nu putem ignora nici dimensiunea legală a unui asemenea caz da. și mulțumim Domnului pentru uh, frații Costea și Susman. Uh -huh. care au fost extraordinari, și alții care au ajutat în dimensiunea aceasta legală. Mulțumim Domnului pentru uh, cei care au slujit în uh, dimensiunea chiar guvernamentală. Hmm. Uh, am avut oameni care ne-au susținut, care în spatele cortinei ne-au dat anumite indicații hmm. cu privire la ce se întâmplă acolo hmm. și au fost absolut cruciale aceste informații bineînțeles dimensiunea mediatică care în cazul ăsta protestele și da, fără, mediatizarea fără lor, de care n-ar fi putut fi construit un caz botariu, era nu se putea de... pune în mișcare exact. mecanismul guvernamental uh -huh. și la norvegien pur și simplu nu, nu le-ar fi păsat de latura legală deci uh -huh. ceea ce a defrișat terenul și a creat calea mm -hmm. pentru guvern, pentru cei care au fost în guvern. Și, mă refer în România, care au făcut anumite demersuri guvernamentale și demersuri legale a fost mm -hmm. protestele și mediatizarea lor. În, în economia evenimentelor din cazul Bodnariu a jucat un fel de rol așa, așa a fost văzut. Un, un rol de campion al acestui caz vocea mediatică cea mai vizibilă, cel care a apărut cu cele mai multe comunicate, spuneați de un întreg aparat din spatele cortinei. Puteți acum, că putem să deconspirăm o parte din noi, puteți acum să ne vorbiți un pic despre echipa asta care a funcționat exemplar. Eu însumi am văzut aici în martie la lucru și uh, sunt oameni absolut extraordinari, oameni care uh, dau toată gloria și lasă gloria în spatele Domnului, dar, de asemenea, cred că trebuie să uh, vedem uh, dincolo de asta și să înțeleagă și ascultătorii și telespectatorii noștri ce important este lucrul în echipă. Ca români avem reflexul uh, de solo, să luptăm solo, să, uh, 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 reflexul cavalerului singuratic, Cred că este foarte importantă această lecție a lucrurilor în echipă, în care toți înțeleg că trebuie să avem o singură voce publică și v-au împins pe dumneavoastră prin blog, prin comunicările video, spre uh, această voce, dar în spate a funcționat un, un, un ceasornic care a aruncat din când în când mesaje, dar un ceasornic care a funcționat impecabil. Vorbiți-ne puțin despre această echipă minunată care a stat în spate. Deci, în primul rând, este vorba de familia extinsă Bodnariu, hmm. care s-a unit ca un singur trup. Fără suportul și implicarea familiei Bodnariu, nimic nu era posibil. Hmm. Oamenii aceștia, pentru salvarea fiului, fratelui, cumnatului lor, hmm. au pus la bătaie toate resursele lor materiale, hmm. timp și sănătate. Doar atât pot să spun. Am avut cazuri de spitalizare. Hmm. Datorită da, acumulării da. de stres da. și chiar presiuni, de, emoțională, presiuni în emoționale. Da. Uh, în al doilea rând, au fost niște oameni nu numai absolut inteligenți, vorbind despre avocații Costea și Susman, hmm. dar au fost oameni care cu care împreună ne-am măsurat, mm -hmm. ne-am văzut sinceritatea și curăția de inimă, nivelul intelectual, care aici trebuie să recunosc, că al lor mi-a fost mie net superior și mai ales în cazul Bodnariu, cei care au înțeles cel mai bine dimensiunile cazului au fost avocații. Mm -hmm. Pentru da. că ei au, au citit cel mai bine uh, partea legală. Da. Absolut. Dar de la început ne-am dat seama că norvegienii, când privesc spre cazul Bodnariu, se întreabă două lucruri: cât de bine organizată este armata asta cu care noi ne luptăm? Uh -huh. și doi, cât o să-i țină uh -huh. până când dau dosul și au la fugă? În istorie au fost multe armate care au început bine. Au câștigat o bătălie, două, dar pe urmă s-au risipit pentru că n-au știut să se respecte generalii unul pe altul, au apărut anumite lupte interne și s-a dezintegrat echipa. Și, înțelegând acest aspect, decizia prezenței mele în spațiu medi mediatic a fost o decizie calculată și a familiei și a echipei. Că, în cadrul echipei a fost familia extinsă Bodnariu. Motivul a fost, ne-am dat seama că trebuie să mobilizăm comunitățile evanghelice de credincioși și pastorilor. Și nimeni nu poate mobiliza păstori și credincioși mai bine decât un pastor. Pe urmă, am plecat de la ideea că trebuie să fie o figură cunoscută în cadrul comunității și respectată. Toți avem detractorii noștri, dar în general s-a considerat că sunt o persoană respectată. Mai mult decât atât, păstoresc o biserică mare care a fost motivată și inspirată să pună la bătaie resurse. Da. Și era nevoie de resurse resurse financiare și umane financiare. considerabile. Pe urmă s-a pus la, uh, în discuție faptul că facem parte dintr-o comunitate mare, una dintre cele mai mari, dacă nu, cea mai mare, numeric din uh, Statele Unite uh -huh. română, evanghelică Chicago. Uh, și cu uh, brațe în toate celelalte comunități, și inclusiv în România, cu relații și cu așa. Uh, lucrul ăsta a contat foarte mult. Acum, întorcându-mă la norvegieni. Norvegienii, atunci când văd haos, când văd că unul vorbește de aici un lucru, celălalt vorbește de acolo alt lucru, și nu e o coeziune, și nu se raliază toți în spatele unei linii directoare, Uh, nu, se, nu se îngrijorează prea tare. În al doilea rând, în momentele cruciale de final, despre care am vorbit uh -huh. și le-am numit ca atare, trebuia cineva să meargă să transmită un mesaj autorităților norvegiene. Norvegienii pe ce bază m-ar fi luat în serios? În baza faptului că a existat un centru de unde s-au dat niște semnale și semnalele au fost ascultate, respectate și aplicate în toată lumea. Uh -huh. Noi putem să continuăm să facem proteste câte voiam. Momentul acela de pauză, și apoi protestul global din 16 aprilie, a fost un mesaj pentru autoritățile norvegiene. Suntem uniți și executăm aceeași și partitură. Da. da, executăm aceeași partitură. Uh -huh. Și când am mers să vorbesc cu ei, m-au luat în serios pe mine, dar nu pentru că eu eram demn de să am vreun, vreo influență din punctul lor de vedere fără niște realități pe care, care le-au observat. Da, care au, fost, au demonstrat viziune au de grup, exact. bună strategie, bună organizare. Da. Acum ați vorbit și mă întorc la o idee pe care aș vrea să o exploatez un pic. Să-i dăm lui Dumnezeu ce lui Dumnezeu. Uh, au fost în toată uh, succesiunea aceasta de evenimente, unele mai mari, unele care par minore, au fost, știm cu toții, așa din comunicările din spatele cortinei, au fost câteva momente absolut uh, divine, ca intervenție. O intervenție foarte clară, uh, miraculoasă a lui Dumnezeu în uh, toate aceste lucruri. La un moment dat. Uh, unul dintre cei din echipă spunea nu pot înțelege, dar parcă Dumnezeu le-a luat mințile, ceva în genul ăsta. Puteți, eventual, să rememorați unul sau două, nu se pot spune toate, pentru că, din cazul Bodnariu, trebuie să înțeleagă telespectatorii noștri, sunt lucruri care nu se pot uh, deconspira niciodată. Uh, niciodată, niciodată, și din uh, rațiuni nu de secretomanie, ci probabil vom mai avea de luptat, astfel de lupte și când mai ai de uh, continuat un război din care ai câștigat o bătălie, nu ți scoți armamentul la muzeu militar. Uh -huh. uh, discuția noastră nu intenționează deloc să scoatem absolut tot ce s-a întâmplat. Uh, prietenii noștri trebuie să știe că s-au întâmplat mult, mult mai multe acțiuni nopți nedormite, săptămâni întregi de presiune presiune nu numai mediatică, ci presiune politică și informațională. Dar dincolo de asta, la un moment dat Dumnezeu când uh, părea că lucrurile scapă de sub control, presăra câte o minune, câte un miracol, uh -huh. uh, mic sau mai mare, puteți să reamorați cel puțin două din astfel de situații în care le vedeți absolut uh, miraculoase ca intervenția lui Dumnezeu. Da. Um, în primul rând... Uh, trebuie să înțelegem că un act demonic și fără niciun fel de rezervă pot să spun uh, confiscarea copiilor din familia Bodnariu a fost un act demonic. O luptă clară. cel feroc. Îl reprezintă pe diavolul. Uh -huh. Și diavolul are o trăsătură de caracter a felului lui de a fi, a naturii uh -huh. sale, rea, pe care o transmite instituțiilor pe care le inspiră, mm -hmm. și anume merge prea departe în răutatea lui. Mm -hmm. Este o mare dilemă teologică: dacă diavolul a știut că răstignindu-l pe Domnul Isus Hristos și atacându-l și așa, mm -hmm. va fi distrus. Eu am o, o expresie pe care am folosit-o și o predică intitulată călcăiu și capo”. Mm -hmm când călcuiul Domnului s-a întâlnit cu capul șarpelui. Mm. Capul șarpelui urma să fie zdrobit mm -hmm. atunci când mușca călcuiul Domnului. Da. Putea șarpele să se abțină? Și dacă ar fi știut că urmează zdrobirea capului său? N-a putut mm -hmm. să se abțină. No, asta era natura. Dar... Asta e natura lui. Mm -hmm. Ei, Orice ședință pe care ar fi avut-o protecția copilului din Norvegia ar fi trebuit să se încheie cu următoarea decizie. Domnule, totuși nu-i prea mult să ne legăm de o familie cu cinci copii. Ea a fost misionar, a lucrat cu copiii străzii. El este angajat de primăria comunei. O familie de oameni respectați, el este liderul corpului părinților de la școală. Mm -hmm. uh, nu mergem prea departe luând cinci copii deodată. Hai să găsim mm -hmm. o familie cu doi copii. Că, uite, au acum familii cu un copil, cu doi. Da. Nu să naște acea repulsie, revoltă în mm -hmm. oameni că atunci când ai confiscat dintr-o dată. Cinci. Și unul alăptabil. Și unul de la Sânuman. Da, da, da. Cinci da. copii. Da. Nu cumva doar pentru o mică pălmuță la dos, pentru uh -huh. o mică... Urecheală, da. Nu cumva, cum am spus în perioada respectivă, folosim bomba nucleară ca să omorâm o muscă. Uh -huh. Nu mergem prea departe. Uh, au Asta a fost o greșeală monumentală pe care o consider mm -hmm. mâna lui Dumnezeu ca să demaște acest sistem. Pentru că trebuie să recunoaștem în cele din urmă că Dumnezeu are un plan care depășește cadrul familiei Bodnariu, al nostru. Mm -hmm. Dumnezeu a vrut să demaște un sistem complet diabolic. Stai și te gândești la niște oameni care asta fac toată ziua, stau de vorbă, strategii guvernamentale. Nu i-a dus capul să înțeleagă că merg prea departe. Da, da. Eu cred că acolo a fost mâna lui Dumnezeu. Hmm. Pentru că orice atac mai moderat nu ar fi născut o reacție atât de, fermă. Reacția atât de fermă. În al doilea rând. În timp ce dorința lor era să țină toți copiii și să îi dea spre adopții. Hmm. Într-un moment în care cel mai puțin recomandabil, că cel mai bun ostatec pentru, pentru ei era bebelușul. Da. Da. Ei îi dă drumul bebelușului să vină acasă. Uh -huh. Și imediat se naște întrebarea, instantaneu. Niște, dacă sunt părinți pe care îi poți crede să aibă grijă de un bebeluș, uh -huh. care e problema de le ții departe de casă copii de 8, de 9, da. de 5, de 2 ani? Uh -huh. Vă zic că au credibilitatea, au capacitatea da, da, da. să aibă grijă de un bebeluș, să aibă grijă de cel mai vulnerabil și da. cei care s-au ridicat un pic de la pământ și sunt un pic independenți, nu exact. nu pot supraviețui într-o asemenea casă. Deci a fost o decizie complet mm. haotică, da. pe care nu ne putem explica nici până în ziua de astăzi, pentru că logica ar fi fost să dea drumul fetelor celor mai mari care ar fi reclamat un comportament, au ură să vorbească, dacă era abuzat bebelușul, nu putea să exact. reclame. Exact. Mm. Ba mai mult, prin acest fapt, ei au negat tot cazul pe care l-au clădit, că ăștia sunt părinți periculoși și că e, e, e un lucru periculos să stea copii cu ei în casă. Hmm. Uh, deci, astea au fost două lucruri pe care eu cred că le-au Judecat greșit, dacă le-au judecat, uh -huh. și mintea le-a fost orbită de Dumnezeu. A fost intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu uh -huh. să facă lucruri pe care o minte, cu cât de cât bun simț și logică, uh -huh. nu le-ar fi raționat. Așa. Da. Uh, cu toții am văzut aceste întorsături, aceste turning points, puncte de turnură în care este clar că dincolo de acțiunile foarte inteligente ale avocaților, dincolo de mecanismul mediatic care s-a răstogolit, dincolo de bisericile, toată implicarea eclesială, biserici evanghelice din toate colțurile lumii, din uh, grupuri de presiune, a fost mâna lui Dumnezeu care a dus prin deznodământ tot acest caz. În toată perioada respectivă m-am întrebat de ce, când Dumnezeu face asemenea lucruri, din câte îl vedem și îl cunoaștem din scripturi, din câte îl vedem în viața noastră personală, Dumnezeu nu face lucruri fără sens. Uh, M-am întrebat tot timpul de ce, de ce, de ce, de ce trebuie să sufere, ce, ce fel de miel de sacrificiu este această uh, familie și pentru ce scop, care sunt obiectivele lui Dumnezeu pentru ceilalți, pentru lumii, pentru comunitatea protestantă, pentru români cu această familie. Am început să, să primesc ceva răspunsuri, dar aș vrea să vă las pe dumneavoastră să ne spuneți câteva dintre lecțiile fundamentale pe care le-am avut de învățat cu toții. Pentru societatea civilă, că ați vorbit de cetățeni, pentru biserică, că am vorbit de membrii în biserici, pentru comunitatea evanghelică, transdenominațională, meta metaconfesională, dincolo de despărțirile noastre baptiști, pentecostali, creștin pe Evanghelie. Uh, au fost câteva lecții extrem, extrem de importante pe care am face mare păcat să le uităm după încheierea acestui caz. Mai ales că întrevăd că vom avea de luptat alte bătălii, probabil mai mari și cu miză mult mai mare. Trei lecții pe care le-am învățat eu. Mm -hmm. în primul rând ca instituții religioase niciodată nu batem palma cu guvernul mm -hmm. nici în lucruri bune, nici în lucruri rele mm. noi... bisericii față de stat dar nu a lor față mm -hmm. de noi a noastră față, față de, de ei amin de 10 ori în momentul în care a început conflictul Primul lucru, prima reacție a guvernului norvegian a fost să solicite și să angajeze mișcarea penticostală din Norvegia, să dea declarații prostat uh -huh. și să declare că nu există persecuție, că nu există... Când Simeon a profețit despre Domnul Iisus Hristos, i-a spus Mariei, mama lui că inima mea, ei va fi străpunsă hmm. ca să fie date pe față gândurile multora. multor da. într-un asemenea moment măștile au căzut și s-a văzut acolo o organizație, o instituție, o denominație servită statului hmm. finanțată de stat vândută statului da. Care nu-și merită numele de denominație pentecostală. Hm. Oamenii aceia au încetat să aibă rațiunea de a exista ca organizație religioasă. Hm. Ei sunt o instituție de stat. Hm. Grav. Și lecția pe care am învățat-o este: e foarte greu să muști mâna care te hrănește. Da, da, da. Separarea Bisericii de stat înseamnă că nu luăm bani de la stat. Oh, ce bine ar fi să. Să, să înțelegem ne, lecția asta bine și nu pentru nu. Nu ne România. aservim statului. Și mm. foarte mult spune, stai mai puțin, uh, când va fi vremea, dăm cu toate mm -hmm. de pământ și rezistăm. Mm -hmm. Nu se poate. Nu se poate. Da. Asta a fost o lovitură de moarte. Un argument de bază mm. împotriva Colaborării pe proiecte biserică. între Biserică și Stat, a servit Bisericii față de stat prin avantaje materiale. Da? da. A doua lecție pe care am învățat-o foarte clar. Când apare un conflict vizibil între unul tare și unul slab. Eu nu pot să dau dreptate nimănui că încă nu știu cine are sau nu are dreptate. Da. Dar eu, din instinct, în prima fază, trebuie să-l blochez uh -huh. și să-l stopez pe cel care îl atacă pe altul. De cele mai multe ori, cel firesc îl prigonește pe cel duhovniceresc. Uh -huh. Și mai mult decât atât, când un simplu cetățean se bate cu un guvern. Hm. Înainte să-l bage în pușcărie, înainte să-l judece, înainte să-l pedepsească, înainte să ia copii, statul trebuie să vină la mine, cetățeanul de rând și la întreaga țară, să justifice de ce și să dea răspuns la toate întrebările mele. Da, da, da. Și să mă mulțumească pe mine că familia sau persoana respectivă merită să ajungă în pușcărie, merită să ajungă pe scaunul electric. Hmm. Nu-l faci tu harcea-parcea hmm. și pe urmă îmi pretinzi mie ca cetățean să am încredere în tine. Hmm. Eu sunt păstor de biserică. Eu dacă respect biserica, eu n-am dreptul să mă duc în fața bisericii pe care o păstori și să spun fraților, eu voi face un lucru aici pe care voi nu-l știți hmm. și eu nu o să vă dau raportul, dar voi trebuie să aveți încredere că ceea ce fac rubească, da. Da Asta a fost a doua lecție Cetățeanul norvegian De rând trebuia să se răscoale Toată da. Norvegia trebuia da. să fie Într-un haos total Și toți da. oamenii trebuia să spună Terminați voi cu clauza aia Că nu dați pe față Ie, Veniți imediat da. și spuneți-ne ce au făcut oamenii ăștia De condamnați da. 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 Ia justificați-vă Poporul norvegian s-a dovedit a fi un popor inert da. Total lipsit de conștiință publică. Da. Și al treilea lucru pe care l-am învățat a fost următorul: Sunt situații în viață și conflicte. Când singura cale este să renunțăm la pretenții, orgolii, la orice lucru care ne împiedică să facem tot ceea ce trebuie să facem pentru salvarea unei familii. Hmm pentru salvarea unei biserici, pentru salvarea în, mă refer, în context social. Mm. Uh, trebuie să am un respect și o apreciere extraordinară față de colegii mei păstori care au fost în funcții mai înalte decât mine, atât în organizația din care fac parte, mm. cât și în alte organizații mm -hmm în același sistem de paritate cu a noastră mm. care au respectat direcțiile și mesajele pe care le-am dat din partea acestui mm. grup de inițiativă mm. au respectat aceste rugămințe ale noastre că noi n-am dat ordin nimănui mm -hmm. și s-au raliat fără să se gândească, stai domnule puțin dar totuși care-i rândul meu care-i uh -huh. poziția mea? Da, da, da. Ce-am eu de câștigat din asta? Fără să se gândească la faptul uh -huh. a pune poleți pe umărul altuia. sau. Pentru că astea sunt asemenea situații în care nu noi ne erijăm și ne alegem. Uh -huh. Și foarte mult se uită la acele ieșiri în public, mesaje în public, comunicate, și probabil ar vrea să fie în pantofia aia. Eu, cu dragă inimă, le-aș fi dat pantofii. Dar pantofii au venit, cum ați spus mai devreme, cu nopți nedormite da, și da. cu boală, hmm. cu extenuare, cu surmenaj hmm. și cu o spaimă îngrozitoare, tot timpul. Hmm. Hmm. Că ceea ce am zis trebuia zis altfel, că ceea ce am făcut trebuia făcut altfel și că, în hmm. cele din urmă, dacă nu ni se dau copii. Da, da, cu, cu spaima ce uh, deznădământ vor avea toate Frate Marius. Hai să împingem lucrurile la extremă. Hmm. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că planul împărăției sale, că ea lui împărăția, yeah. va fi mai bine slujit de o tragedie prin care această familie să nu-și mai vadă copiii hmm. și totuși să rămână lângă Dumnezeu și să dovedească că se poate rămâne lângă Dumnezeu în pocăință și în și slujire. În, și în aceste condiții chiar și în condițiile în care Dumnezeu hmm. nu le dă viața, nu-i scapă din focul lui nebucat nețar, nu-l scoate hmm. din groapa ei pentru că, în cele din urmă, pe Pavel nu l-a scos de la eșafot. Sigur. Și nici pe Isaia de la uh -huh. tăierea în bucății. Da. Uh, care credeți că ar fi fost reacția multor elemente, mai puțin duhovnicești, vis-a-vis -vis de fratele Ionescu Cristian? Oh, nu vreau să-mi imaginez. Câte greșeli aș fi uh -huh. făcut eu? Și mm. câte lucruri pe care le-am făcut trebuia să le fac altfel sau nu trebuia să le mm. fac așa sau nu trebuia să le fac atunci. Da, 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 da. Cum aș fi fost rupt în bucăți, făcut franjuri mm. și distrus de o campanie mm. mediatică susținută, mm. care la un taz de șapte luni s-ar fi prelungit șapte ani după aceea? Da, da, dar da. nu vreau să-mi să imaginez pentru că odată pentru familie ar fi fost devastator pentru toți ceilalți care au fost implicați. În toată această luptă ar fi fost poate chiar pentru unii final de carieră, inclusiv pentru, pentru avocați care și-au pus la, la frigare și la bătaie credibilitatea și. Păstori, președinți de comunități, președinți de Uniuni, -uni, președinți de Uniune Baptistă, Pentecostală, cu toții s-au implicat într-o măsură mai mică sau mai mare, cu o voce care ar fi putut fi apoi contestată și demolată. Da. Ne apropiem de finalul acestei uh, emisiuni, acestei stări de vorbă, și acum uh, avem un happy end. Uh, ce urmează pentru familia Bodnariu? A fost la un moment dat încă o amenințare care ne-a dat fior reci tuturor pe șira spinării. Uh, familia Bodnariu a plecat în România. Care, care este... Uh, nu vrem să intrăm în viața dânșilor, în viața privată, nu vrem să... Uh, ei au nevoie de o perioadă lungă de recuperare, de reabilitare, de relegare în interiorul familiei, au nevoie de mult uh, pansament sufletesc. Cred că, totuși, telespectatorii noștri ar trebui să știe doar direcția și ce pricin de rugăciune putem în înălța către Dumnezeu pentru ei. Așa, după cum ați menționat, în urma plecărilor din Norvegia, pentru că acest caz a fost demarat pe două piste. Mm -hmm. Zic ei paralele, dar noi am constatat în permanent să... că s-au suprapus uh -huh. una legală a poliției uh -huh. și una a serviciilor sociale. Da. Serviciile sociale au încheiat cazul uh -huh. la începutul lunii iunie atunci când au decis întoarcerea și au negociat întoarcerea copiilor uh -huh. în familia Bodnariu o negociere cu concesii extrem de generoase pentru familia Bodnariu. Mm -hmm. Bineînțeles, aceste concesii au fost urmate de o adevărată hărțuire mm -hmm. a familiei, vizite inopinate, mm -hmm. dintr-o dată, săptămânal, mm -hmm. o dată de două ori, ca să vadă dacă totul este bine. Mm -hmm. Familia a ajuns mm -hmm. în. România printr-un concurs de împrejurări care e bine nu să am rămână discre. da, de e bine să rămân discrete, alte detalii. Da. Uh, și la scurtă vreme ne-am trezit că de fapt dosarul de poliție continuă uh -huh. și că va fi finalizat în partea a doua anului, uh -huh. probabil septembrie-octombrie. Când? Uh -huh. uh, Confățișare la tribunal, care poliția continuă mm. cazul criminal împotriva mm -hmm. soților Bodnarilu pentru abuz împotriva copiilor. Mm -hmm. În mod normal, într-un sistem normal, odată ce protecția copilului care a sesizat. declanșat și a sesizat cazul da, pentru poliție închide. a negociat reunificarea familiei, mm -hmm. celălalt trebuia să se închidă în mod automat. Da. Pentru că și domnul a întrebat, unde sunt părâșii tăi? Da. Păi au dat dosul. Dacă au dat mm -hmm. dosul, s-a da. închis cazul. Ei continuă. Acum, există două posibilități. Posibilitatea ca să fie o mișcare PR, mm -hmm. prin care ei să dovedească ultimul pocne de bici, că e mm -hmm. ultimul cuvânt. Da. Însă există pericolul întotdeauna de aspecte mai sinistre. Și noi nu putem să ne asumăm niciun risc. Iată de ce planurile de viitor ale familiei Bodnariu sunt de ordin temporar, uh -huh. într-o anumită măsură, și la vremea potrivită vor deveni și de ordin permanent. Uh -huh. Sunt de ordin temporar, având în vedere că nu știm ce se va întâmpla cu cazul din. Norvegia, da. dorința noastră este cât mai repede să capete un caracter uh, permanent. Mai mai Pentru că, așa cum ați spus, ei au nevoie de vindecarea lor sufletească, atât părinții cât uh -huh. și copiii. Uh, au nevoie de o perioadă îndelungată în care se petreacă tot timpul împreună. Uh -huh. Este o perioadă de vindecare, dar în același timp și de maturizare a copiilor. Hmm și de găsirea unui nou cadru de funcționalitate în această familie. Pentru că uh, situația din Norvegia a produs între părinți și copii niște tensiuni care nu sunt neapărat de suprafață, sunt adânci uh -huh. și care vor trebui negociate în perioada următoare. Este exact ce s-a întâmplat în Grădina Edenului, în momentul în care s-a deschis mintea omului. Uh -huh. Și-a dat seama imediat de consecințele imediate pe care da, până da, atunci da, nu da. le văzuse. Uh -huh. Ei, la ora actuală, familia Bodnariu are de a face cu niște premize care uh -huh. nu existau înainte de trauma. Da, 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 da. De niște uh -huh. gânduri care nu le-au trecut prin cap înainte. De câte ori uh -huh. te supără copilul și trebuie să iei niște măsuri. Uh -huh. O faci. Cu urmele, da. da, a ceea ce s-a întâmplat da. Da. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acesta și pentru clarificarea, pentru retrospectiva care a avut loc, uh, pentru toți prietenii și telespectatorii noștri care au fost alături de noi în rugăciune, în post, în stradă, prin. Uh, SMS-uri de încurajare, e-mail-uri uh, trimise către unii, către alții care au fost în bătălie. Pentru toți aceștia un mare mulțumesc. Un foarte mare mulțumesc pastorului Cristian Ionescu din partea tuturor celor care v-au ținut pumnii. Nu-i cunoașteți pe mulți dintre ei, dar au fost mulți care au privit la această luptă cu mare emoție. Și cu inima frântă și rănită, mai ales cei care au copii, au putut să impersoneze acest conflict și să înțeleagă exact prin ce, prin ce trece familia Bodnariu. Dar cel mai mare mulțumesc se adresează Domnului, care ne-a demonstrat încă o dată fermitatea lui, puterea lui și faptul că el însuși poate fi numit tată, un tată iubitor, un tată plin de dragoste. Care înțelege prin ce trec părinții pământești. Ne rugăm în continuare pentru familia Vodnariu. Știm că mai sunt încă lucruri care uh, se pot întâmpla, lucruri care pot lua o turnură uh, nefericită, dar ne încredem în Dumnezeu și ne rugăm ca El să ducă destinele acestei familii și ale tuturor familiilor din din România spre nădejdea și bucuria veșnică. Vă mulțumesc încă o dată. Eu mulțumesc și apreciez.